Polițiștii vâlceni precizează că ziua de 1 mai, care pe lângă Ziua Internațională a Muncii este și o zi marcată în anii precedenți prin ieșiri la iarbă verde, grătare și petreceri, trebuie abordată diferit prin respectarea distanțării sociale, a ordonanțelor militare și să rămânem acasă. Astfel este recomandat să păstrați distanțarea socială, să evitați aglomerațiile și să nu transformați aceste zile în curse pentru cumpărături. Respectați indicațiile din magazine și păstrați distanța. Respectați orarul de deplasare și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Încă nu este posibil să aprindeți lumânări la cimitir pentru cei dragi trecuți în neființă. Accesul în cimitir este permis doar pentru oficierea slujbelor de înmormântare și atunci cu respectarea numărului de 8 persoane. Dacă vremea va fi prietenoasă, de această dată grătarul îl facem acasă, în familie. Polițiștii și jandarmii vor acționa pentru menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale și vor supraveghea toate acele zone cunoscute ca atractive pentru ieșirea la iarbă verde, unde tradițional se încing grătarele. Pentru sănătatea tuturor, respectați ordonanțele militare. Sancțiunile pentru nerespectarea ordonanțelor sunt de la 2.000 la 20.000 de lei. Polițiștii vâlceni alături de jandarmi, polițiști locali și militari vor fi în stradă în perioada 1-3 mai pentru siguranța dumneavoastră, iar efectivele implicate în supravegherea modului în care se respectă prevederile legale în vigoare sunt pregătite să intervină prompt atunci când se constată încălcări ale legii.